Salut, șacalilor, ce faceți? Uite, eu foarte bine, sunt aici cu noul meu prieten. Nu știu exact cum îl cheamă, dar l-am găsit aici și am zis: bă, trebuie să-l salvez, că e noul meu prieten, ia uitați-vă la el. Hei, salută, salută-i pe șacalii mei. Hei, bă, mama ta e grasă, ai ceva de spus? Am înțeles, da, și tu știi că e grasă. E ok, e ok, na, știi. Prietena, să vă arăt o grămadă, dar mai întâi și mai întâi trebuie să-l facem pe acest villager să fie ca Sandu. Ia uitați-l pe Sandu. Sandu, hei Sandu, ce faci? Uite-l pe Sandu. Prieteni, această serie este foarte apreciată, bă, hai să facem 30.000 de like-uri și la episodul ăsta, că la celelalte am făcut, la toate episoadele am făcut, sunteți geniali. Și el este noul nostru prieten, pe nume Alberto. Alberto, ia uite la el ce alb e. Alberto vine de la alb, pentru că e alb și mi-a zis Alberto. E o poveste lungă. Avem nevoie de această poțiune of weakness pe care am făcut-o aici și un măr de aur, prieteni, ca să-l facem pe prietenul nostru să devină villager. Haideți repede să nu se despauneze. Am o grămadă să vă arăt și trebuie să vă povestesc în timp ce-l facem pe prietenul ăsta să-și revină. Prieteni, sunteți gata? Aruncăm cu poțiune, iar acum îi dăm un măr de aur și ia uitați ce se va întâmpla, prieteni! Va deveni un villager! Uitați transformarea, bine, durează vreo 2-3 minute și cât îl lăsăm să se transforme aici, eu o să mă duc să vă arăt ce am făcut în Brașov. Ia uitați ce este aici, prieteni! Oh my god, nici la Crăciun când am primit... N-am primit nimica de Crăciun ultimii ani, dar n-am fost nici atunci la fel de fericit cum sunt acum. Ia uitați ce drum frumos, uitați ce portal, ce frumos a devenit aici tot un Brașov și mai am să vă arăt. Eu am lucrat foarte mult și am filmat o grămadă, bă, dar nu înțeleg de ce nu s-a filmat. Am filmat o oră jumătate și nu s-a filmat nimic, frate, nimic, nimic, nimic. Și am făcut o grămadă de chestii, prieteni, după cum v-am promis. Ia uitați ce este aici, prieteni, cel mai tare lucru. Uitați-vă numai cum arată! Snic, nu-mi place cum construiești, bă, Snic. Băi, uite cât de frumos e. Uite, totul e așa rustic. În cinstea voastră o să mănânc un golden apple. Nici nu mă doare. Mai am 3. Ia uitați, prieteni, ce mai am. Am totem of undying, prieteni. Asta înseamnă că dacă iese să murim, acest bebeluș ne va apăra și nu vom muri, pentru că asta face. Ia uitați-l pe Alberto, dar are ce fericit. Bă, când l-am adus era un puiuț, bă, era un puiuț, jur. Sandu, ai grijă de el. Sandu, l-am făcut, o să vedeți chiar aici, o să vedeți și cum am construit. O să vă las un pic, așa vreo 2 minute. A durat vreo 2 ore să fac toată aia. O să vă pun pe ecran cât eu povestesc pe aici. Că nu și-a revenit, dar o să-și revină. Lăsăm aici până o să revină și o să avem 2 villager foarte tari. Prieteni, vreau să lucrăm în Brașov. Am făcut așa de multe în episodul trecut, nici nu vă pot explica. Am explorat o grămadă. Am o singură poză, uitați. Bam! Cam asta am găsit, prieteni. Am găsit mai multe sate. O grămadă de chestii. Îmi pare rău că nu s-a filmat cel nou. De ce Dumnezeu nu s-a filmat? Marian, de ce nu s-a filmat? Măi, cioară, ăsta nu s-a filmat. Am strâns o grămadă de gheață ca să facem un tunel subteran foarte rapid, dar chiar nu găsesc o carte. Este imposibil, băi. Și mai am ceva să vă arăt. O să fiți complet uimiți. Haideți să vedeți. Bine, o să mă uit așa în jos. N-o să vedeți. N-o să vedeți. O să intru tot cu privirea în jos. Da. Oh my god, Sebastian! Bine, acum are prostul obicei să se bage cu Juve aici. Juve asta face toată ziua. Deci dacă vrea cineva să-l cunoască pe Juve, Juve trebuie să zic atâta: eu stau în apă toată ziua. Deci atâta face Juve, deci stă în apă. Și acum și Sebastian. Sebastian, vino măcar aici, măcar nu... Băi, tu ai o problemă cu Juvele, gata, te las în pace, mă rog. Hai să vedem dacă prietenul nostru s-a transformat în ceea ce numim noi villager. Trebuie să fie... Haide, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Oh, prietene! Ce faci, măi, cum nate? Ia uite-l, mă. Doamne, mă, trebuie, mă întorc la tine. Mă întorc la tine, nu pleca, nu pleca că mă întorc la tine. Te rog, nu spune că Sandu s-a dus la culcare. Te rog, nu spune că s-a... Ok, doarme. E, ok, Sandu. Sandu. Bine, mă culc și eu ca să se trezească Sandu. Mă, Sandu lucrează foarte mult. Deci Sandu este un om, el citește, e librarian de asta, nu știu cum zice în română. Dar ideea e că lucrează mult. Rete, nu sunt foarte mândru ce o să fac acum, o să las bestia liberă. Te rog, ai grijă de el, nu-l omorâ pe Sandu. Vreau să văd dacă pot să-l bag pe acest minunat om
într-o de-asta, într-un lead. Ia să vedem. Prietene, vii cu mine? Ia! Nu vei? Bine, am înțeles, e ok. Înseamnă că va trebui să trecem la clasica metodă urcă în barcă. Ok, noi după tine, eu am zis să urci în barcă. Băi, urcă în barcă. Urcă în barcă. Ok, nu merge să urcem în barcă. Urcă în barcă, așa. Ia uite-l cum a urcat în barcă, bine. Acum o să avem o misiune foarte grea, pentru că trebuie să săpăm un tunel care să ne ducă afară de aici. Dar nu știu cum fac asta. Mamă, și designul meu, un strict designul. Dumnezeule, ce nu fac eu pentru tine? Prietene, tu vii cu mine? Toată lumea. Sebastian. Hei, Sebastian. Nu pot să trec de pressure. Ce lume e asta în care nu pot să trec? Hei. Prieten. Uite cum se... La ce vă uitați? La ce vă uitați? Nu e nimic de văzut aici. Prieteni, sunt doar eu cu... Sper că nu știu ce... Așa amuzam cum am ajuns aici în casă. Băi, se uită toți, bă, uite cum se uită. Am râs la Minecraft în viața mea așa, mă jur. Prieteni, cobor ura. Mamă, mamă, acum trebuie să am grijă. Mamă, Alberto, dă-te jos de acolo, mă. Mă, Alberto. Bine, ai venit în noua ta casă. Ok, nu încap pe aici. Ai venit în noua ta casă? Apucă-te de lucru, prietene. Mă duc să mai fac un pat. No, no, acolo stai. Alberto, nu ai la ce să te uiți. Ideea este că am fost la pădure și uitați cât lemn am. Am luat ca țăranul lemn. Deci am luat să am lemn pentru toată viața mea, pentru toate episoadele de Minecraft. Ok, prieteni, înmulțiți-vă. Acum este timpul vostru. Înmulțiți-vă așa. Haideți, prieteni, lucrați. Băi, da. Bă, ăsta vrea numai să iasă. Uite-te la el. Bă, tu de aici, de acum aici lucrezi, mă, vezi de treabă, treci la somn, nu te mai uita așa la... Mamă, ce urât e, pleacă, ok? Și? Se va întâmpla puțin amor? Amor, uitați, prieteni, cum se iubesc, ce dragoste! Alberto, nu te uita, nu te uita, Alberto! Bravo! Bravo, sunt mândru! Uite-l pe Sandulică! Sandulică, ce v-am uitat, mă? Ia uite ce mic e, mă! Oho, pamă, că nu-i fac nimic, mă, doamne. Am și eu nevoie de un pic de astea ca să-mi pot să-mi repar lopata. Să vedem, un nivel, două nivele, două nivele, trei nivele. E, perfect, frate, perfect. Trebuie să fac aceste oh my god, ce înseamnă acest bookshelf pe care l-am cu mine? Hai să fac încă două bookshelf-uri, exact, ca să pot să fac lectern pentru acești lecturați. Bam, 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 prieteni, apucați-vă de citit, Rita, tu vino încoace. Sper că pot să mai ieși de acolo, dacă nu cu ăia rămân. Mamă, cum a fost asta? Zice sănătos în comentarii, toată lumea, sănătos, la mulți ani, Doamne ajută, numai bine. Ok, o să am nevoie de multe, multe garduri ca să pot să-i mut pe ăștia, dar și îmi trebuie de fapt, îmi trebuie și, uite, un pește. Ia un pește ca să nuate, ce lucrează peștele acolo, da. Ideea este în felul următor, îmi trebuie foarte mult dirt ca să acopăr acolo, ca să pot să fac eu ceva așa frumos. Mamă, ar trebui să mai plantez copaci pe aici, chiar o să fac asta, vreau să fac și o fermă automată de copaci. Am mâncat azi o înghețată cu frate meu și mă doare gâtul, așa e, Ștefan? Așa e, așa credeam și eu. Mamă! Mamă, ce aici să mor? Mamă! Pam, 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 pam. Rita, nu te băga. Deci, Rita, dacă te prind că te bage aici, deci ai încurcat-o cu mine, serios, mamă. Nu, deci nu vreau să aud asta. Ia uitați ce se întâmplă dacă apăs pe acest buton al mouse-ului. Boom! Am primit pământ direct în mână. Probabil mulți știați asta, dar probabil mulți nu știați asta. Se pare că am luat pământ la fix, bă. Deci, uite, uite, uite un pic cât de frumos e să pui așa pământ. Deci, nu știu, mi se pare extraordinar. Sau sunetul ăsta de pim, 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 pim. Să-mi explice cineva cum dau astea mai încet. Oh, ce bine, acum mai încet. Vreau mai încet să uite așa. Uite așa, uite așa stăm. Cam asta o să facem în episodul ăsta. Bă, ziceți voi că nu e așa satisfying, bă, când faci așa și mamă, mamă, ce-mi place așa mult când se aude dublu sonor și văd așa mult. Bam, 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 pam, pam. Cred că aici a fost cândva un vulcan. Da, da, dacă mă uit de aici de jos, de mamă, dacă mă arunc așa un pic. Da, aici a fost insula Kahuna de pe muntele Hanahuna. Da, da, e vulcanul Kahuna din Hanahuna. Este ceva extraordinar. Este o relicvă a istoriei noastre care încă trăiește.
și se află acolo, da. Sebastian, că tu o să te distrezi acolo cu amantele tale, eu o să acopăr pe aici și o să fac munca de jos. Sebastian, cum Dumnezeu ai ajuns acolo? Deci eu nu pot să pricep cum ajungi tu acolo, că uite, eu nu pot să sar, Sebastian. Sebastian, tu ai ceva cu astea, mi să mor, eu nu știu, îți plac astea. Eu știam că ești armăsar puternic, Sebastian, nu stai tu după toate. Mă rog, eu, tu meriți mai mult, da, dacă vrei tu să stai cu astea, na, ce să zic. Ia să vedem. Bun, s-au transformat. Ia uite. Păjurderia. Fiți atenți. Bă, ăsta micu, ce faci, mă, bagă-te, mă, la somn înapoi, fii atent, fii atent ce ar, ia uite, părinții aici, fii atent ce ar zice numai Sansa. Femeie, de ce morții mei nu pleacă ăsta de aici? Nu știu, bărbate, cred că e un pic cam prost, dar o să mă uit în partea asta și o să-mi revin. Tăticuțule, vreau să dorm. Știu, copile, dar n-am ce să-i fac, ăsta-i proști și stă și peste mine. Stă și peste mine, dar mie îmi cam place. Băi, 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 nu pot să cred, cum poți să zici asta în fața soțului tău, Doamne, Dumnezeule. Sincer, sper să merite ce fac eu aici, adică sper să arate și bine, sper că nu-i prea mic, de fapt, dar e... Cam atât avem nevoie de o fermă, nu? Adică nu avem nevoie de multe, multe chestii. E mult de muncă în Brașov, prieteni, dar toți au râs de noi și acum toți ne felicită că, mamă, ce tare e Brașovul, vreau să vin și eu la tine. Nu! Stai la tine la țară, nu meriți nimic. Am bine, să zicem că așa am reușit să facem treaba. Acum, acum mut găinile astea, unde, de fapt, nu, că s-ar putea să scape. Ok, prietenele mele... Trebuie să veniți aici toate. Credeți că puteți să veniți aici fără să ne supărăm? Sau nu puteți să veniți aici fără să ne supărăm? No, 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 deja am făcut greșit. Nu intrați acolo! Proastelor! No! No! De ce, Dumnezeu, sunteți așa proaste? Nu-mi vine să cred, Doamne! Ok, prietenele mele, toată lumea, mutați-vă. E ok, toată lumea să se mute. Haideți, mutarea... Mutarea, a venit agenția imobiliară. Nu, 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 nu mutarea, nu mutarea. Nu mutarea, nu. Ah, dar știu exact cum să fac, prieten. Chiar știu cum să fac surprinzător. Ei bine, voi face două intrări. Unde crezi că ești? Aici ați vei trăi toată viața. Fiți atenți ce se întâmplă. Bum! A, veniți la mine! Veniți la mine, veniți! Veniți! Armată de găini! Veniți, dragele mele puicuțe! Veniți, iar acum eu cumva trebuie să mă grăbesc foarte, foarte tare încât să ajung acolo și să pun un gard, mă, tu ce vrei, mă, pleacă de aici. Câte puicuțe, băi, mă gândilați. Mă gândilați. Dragele mele puicuțe, vă promit, cândva vom cuceri lumea. Acum lăsați-mă să fac această mișcare. Repede, repede, sneak. Wow, bro. Wow, ce se afla aici? Oh my god. Voi ați făcut asta? Voi ați făcut asta? Ați cauzat această groapă care duce la deces? Asta e poarta spre rai nesimțitelor. Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pleacă! Pleacă, nu vezi că număr, mă, parcă... Băi, eu am făcut arte toată viața mea, chiar crezi că mi-e așa ușor să număr? Înseamnă că se pare că pe ăsta trebuie să-l mut cu una mai încoace și să mai fac o gaură în mijloc ca să fie egal. Sper, după calculele mele, dar calculele mele nu sunt niciodată bune. Prieteni, gândiți-vă că sunt la magazin și mă întreabă tipa, știi, gen îmi dă niște bani și dar nu-i număr, nu, că vă cred, că ne da de unde să știu, nu știu să număr, nu știu să calculez. Hai, întindeți-vă că acum aveți loc, nu vedeți cât loc v-am făcut-o, nu, 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 nu cred că e prea bine. Ai vrut să scapi, mă, ai vrut să scapi, ia treceți voi încoace, treceți, mamă, iar mă gândi la... Mamă, invazia puiilor, plecați, mă, de aici, oropsitelor, ce sunteți, Doamne. Având în vedere că nu mai am memorie la cameră, o să pun pauză și o să revin când fac toate astea, pentru că o să mai dureze ceva și vreau să mai lucrăm și la acest mic orășel, să punem lumini, să facem totul frumos. BRB! Ei, prieteni, uitați ce am făcut eu aici, am făcut și drumul așa frumos și uitați ce Taj Mahal al animalilor am făcut aici. Arată foarte frumos, numai că v-am băgat exact la cea mai plictisitoare parte din video, când efectiv trebuie să umplu aici. Da, asta trebuie să fac, e plictisitor, dar trebuie să fiți cu mine. Cred că pe mijloc nu vreau să pun, adică nu vreau să fie unite și da, 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 cred că vreau să, de fapt da, o să fie unite. Nu, 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 băi, nu-mi iese calcule. De asemenea, prieteni, nu uitați să-mi lăsați un comentariu cu ce vreți să mai fac, adică ce vreți să fie aici, acum vreți să mai arate, o idee, orice, orice ca eu să fac, să construiesc așa. Mamă, chiar arată foarte
foarte, foarte bine. Surprinzător arată foarte bine. Avem una bucată aici, una bucată aici, dar arată bine. Sapă ăsta, iar acum punem, puam, o scară și o scară și arată, mamă, arată din ce în ce mai frumos, mă, Doamne, iartă-mă. Ceea ce nu știți voi, prieteni, e că eu sunt zeu în ale construcției. Eu m-am născut construind, nu, serios, gen, eu chiar îmi plăcea foarte mult să fac Lego și chestii de-astea. Cred că de acolo am spiritul acest har divin, pe care, dacă pot să-l numesc așa, arată bine, nu poți să zici că n-arată bine. Ia uite, am făcut aici, mamă, mare, zici că, zici că e garaj pentru găini. Da, clar, e garaj pentru găini. Dacă știam că necesită așa de multe scări de-astea, jur că nu mai făceam. Făceam cu pământ, cu pozol de-asta, cu noroi, numai să nu necesite așa mult. Bum, prieteni, pac, pac, și ne-am întors cu încă vreo 6 stacuri. Cam așa mă ieșit, dar ai făcut cam multe, că nu știu ce așa să vedeți. Cum vedeți voi episodul ăsta, eu deja probabil am început facultatea, așa că vorbesc în viitor și vă zic că da, e fain la facultate, e fain în Iași pentru că m-am mutat în Iași și am plecat din casa mea părintească. A, prieteni, acest clip îl filmez duminică ca să-l pot posta miercuri pentru că eu voi pleca la Iași și nu voi mai avea calculator până îmi cumpăr altul. Hai bă, că trebuie să mărim puțin viteza, ce Dumnezeu se întâmplă aici, lucrează băi, Snicule, apasă mai repede pe mouse-ul ăla scumpa tău, hai apasă mai repede, ia uite, pac, pac, ia uite-mă cum apă. Pentru că în fiecare episod trebuie să cânt, mi-a venit o melodie în cap, ia auziți-o pe asta. 3, 2, 1 și Undel veste flapjack la cartul de tot. Tărândără, tărândărân. Flapjack și tânacă la cartul de tot. Lasă bus. Bă, nu știu ce mă apuc așa să cânt, bă, și uneori sunt melodii de alea vechi, bă, nu știu cum îmi vin în minte. Prietene, aproape este gata, bă, bă. Mamă, cum arată. Mamă, ce... Bă, chiar arată foarte bine, surprinzător. Trebuie să mai fac eu chestii pe aici. Bă, eu sincer mă întreb ce Dumnezeu fac cu atâtea ouă. Am un chest de ouă. Deci, nu știu, cred că o să vreau să bat dragonul cu găini. Jur, nu înțeleg ce pot să fac. Am nevoie să fac foarte multe de astea. Deci am nevoie de torțe și de pilituri de astea de fier, de care am o grămadă. Am nevoie. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Bagă fier acolo, bagă fier. Bum! Și acum sar aici. Bă, v-ați mâncat tot pământul, bă, obositelor, fomistelor, ce sunteți? Avem aici ultimile retușuri care arată extraordinar. Ia uitați, mai trebuie un pic, una aici și una aici. Pa, aici, una aici, wow, cât de tare arată, băi, Snic, cum Dumnezeu ai făcut să arate așa bine, Snic. Mamă, vreau să te sărut, ești așa de bun la Minecraft. Marian, Marian, ce Dumnezeu? Băi, Marian, dă-te jos, cum ai ajuns a... Marian, Marian, vino încoace, nu e de glumă. Marian... Băi, Marian! Băi, Marian, tu m-auzi măcar, mă? Am înțeles. Bine, Marian, bine. Marian, uite, m-a ajuns să... Băi, Marian, tu, deci tu ai... Nu știu, cred că ai o problemă, Marian. Bun, prieten oficial, este gata, Marian. Hai să-ți arăt un pic cum stă treaba, Marian. Vino numai încoace. Vino să vezi Taj Mahalul. Taj Mahalul meu, Marian. Aici o să vreau să fac un copac tot așa frumos ca ăla, așa, prieten, hai să vă arăt de la depărtare că e așa frumos, trebuie să-l vedeți. Wow, cât de drăguț arată, frate, cu drum, așa, wow, prieten, data viitoare promit că îi facem o casă lui Alberto, îi facem așa, mă duc să iau zăpadă și îi facem o casă frumoasă lui Alberto. Lăsați idei cu ce vreți să mai faceți, vă mulțumesc pentru că v-ați uitat până la final, că știu că vă uitați mult până la final. Nu uitați de un like, un follow pe Instagram, neapărat, și noi ne vedem data viitoare. Babă!